Vă salut! O nouă activitate cu motosapa asta micuță, 7800 CRT-ul. Așa cum v-am spus, în clipul când am stropit acești cartofi împotriva gândacilor, vreau să lucrez și roșiile din grădină, tot cu motosapa. A fost totul pus ca să am loc pe rânduri. Avem mai multe rânduri, mai multe soiuri, poate o să vedem în viitor și ce rod vor avea. Acum vreau să sap și chiar dacă a fost lucrat pământul, a plouat foarte mult, s-a făcut o crustă foarte tare. Vedeți, acesta este un pământ lucrat și dacă mergi pe aici, nici măcar nu rămâne urma de la încălțăminte. Deci acum este destul de tare. De la clipul anterior cu cartofii, când i-am stropit, vedeți că merg foarte bine. Și un avantaj la o motosapă din asta micuță și ușoară este că poți ajunge cam oriunde în grădină cu ea și printre culturile care sunt puse. Frezele, câte două segmente de cuțite pe fiecare parte și talerele. O să le montez și eu la motosapă și o să încep să lucrez cu ea. O să fac și pe aici între cartofi și roșii. Am verificat mai devreme, cartofii nu mai prezintă gândaș deocamdată de la tratamentul care l-am făcut. Dar acum trebuie să mă ocup de aceste roșii.
Am terminat de săpat roșiile, foarte ușor și plăcut să lucrez cu o motosapă de asta mai mică și arată și foarte bine ce am reușit să fac. Nu știu cât de bine puteți vedea pe cameră, dar chiar arată super. Ați văzut când am dat cu spatele aici pe rând, asta este soluția, să faceți și așa, să nu rămână urme, fiind înguste rândurile, nu poți merge într-o parte de freză sau să muți coarnele. Mai intri o dată și vii cu spatele și s-a acoperit tot și arată așa cum vedeți acum. Deci îmi place ce am reușit. Am gândit de la început, așa cum v-am spus, să las distanța asta între rânduri, să le putem lucra. O să mai intru sigur cel puțin încă o dată cu motosapa prin ele și o să vă mai arăt într-un clip în viitor cum le tratăm doar de mană. Nu facem niciun tratament la roșiile și legumele din grădină, să le forțăm creșterea sau coacerea sau mai știu eu. Deci o să încerc să vă arăt. Cam asta este clipul, sper că v-a plăcut, a fost interesant. Sunt foarte mulțumit de această mică motosapă și până la un nou clip vă salut și vă doresc mult spor la treabă.